acest duel decide soarta câștigătorilor. Portocale, drumurile de portocale, avem portocale, avem portocale, avem portocale. Ia uite. Facem una, fresh? Wow. Bine ați venit, da. Facem fresh? Da, am luat o portocală. Da. Jur, deci în fiecare dimineață fac. De o lună încoace fac fresh în fiecare dimineață. Zi-mă ce nu e sănătos? Păi înseamnă că este dacă... Este ce nu e sănătos? Dacă, Roxana, dacă tu faci fresh de portocale în fiecare zi... Da. Dar cred că ai de la electrică. Bă, iartă-mă, să știi că am și din asta, mă rog, electric, dar fac și am și din ăla care le... Îmi place și manual și electric, ce n-ai înțeles? Mie îmi place mai mult manual. Manual e cel mai bine, mă. Domnul Duban. Pentru că se stoarce mult mai... adică rămâne și... rămâne și pulpa. Rămâne și pulpa îți place. Da. Mie îmi plac pulpele. Pulpa, da. Pulpe și-mi pulpe. Deci eu bănuiesc deci că tu ai multe spune domnul Duban. Domnul Duban e tata, eu sunt Andrei. Eu vă respect prea mult. Nu te văd. Te rog să mă umpli de respect. Scuze-mă, eu cred că ai multe jucării acasă. Da. Haideți să revenim. Pentru mâncare sănătoasă, da, pentru mâncare sănătoasă. Spune, ce aveți la faci? Dispoziție un minut. Da. Cine reușește să umple cel mai mult acest borcan? Prima acțiune e să tai, a doua oară e să stori și a treia oară e să pui, da? Să-mi spuneți când sunteți pregătiți. Amintește-le deci, odată cine da, pierde deci, merge înapoi la sar. Dacă te joci cu portocalele, din de când? Unde să înțelegi? Din când? Când? Tai, stori și pui. Cine 3, 2, 1, start! Ai văzut? Începem 60 de secunde. Trebuie să învârți foarte, mi se pare. Așa, haide, haide, 50 de secunde, cine reușește să pună cel mai mult, am și un marker. O să scriu cu markerul ăsta, o să văd cine a pus mai mult. Important e să puneți după aici, în interiorul sticlei, 37 de secunde. Dacă pierde, o duc cel mai la start. Cine pierde, merge înapoi la start. Merge înapoi la start, cine pierde. Atenție! Este o joacă, dar cine pierde merge înapoi la start. Hai, Andrei! Hai, Andrei! Aici. Important este să puneți sucul. Hai, Andrei! Aveți 13 secunde. Andrei! 13 secunde. Și la mine, vă rog. 8 secunde. Auzi, de ce mi-a stat la mâine stângă? Important este să pui sucul aici. 3 secunde, 2 secunde, 1 secundă și... 0, 0, domnul, de aici. Domnul, 0, 0. De ce mi-ai luat, domnul? Păi s-a terminat timpul. Important e să pun. Duban a venit la noi, Duban. Asta e proba de la Duban. Pot să-l beau? Și asta e proba de la Roxana. Zici că mi-ai luat analizele. Cum adică asta e proba de la Duban? Hai să le punem unele lângă celelalte. Una lângă cealaltă, iată. Aici este Duban. Și aici este Roxana! Ceea ce înseamnă că Roxana merge mai departe, după aceea merge înapoi la start, merge la Pepe! Poți să-l beau, nu? Dați-vă, da. Ia. Măi, îmi pare rău. Ce ai făcut aici? Veniți repede alături de mine, nu beți tot! Veniți alături de mine, că am un anunț important! Hai, după aceea, vină în coasă, te arăt! Cheamă și colegii, te rog, să ne jucăm un joc. Mergeți și voi, auzi, e joc de echipă, ce tare. Ce faci, mă, omule? Băi, ce tu, știi, faci, mă? Tu știi cu cine mă antrenez eu? La... Cu cine? Cu Pepe, mă. Oh, se antrenează cu tine, Pepe? Da, eu, frate. Cele mai tari scheme de box de la Pepe le știu, așa că nu te văd bine. Ce ești și foarte constant, vine la antrenament din 10-10 ani. Am venit să fie echipa aproape. A venit norocul la mine, gata. Eu cred că proba asta o să fie foarte ușoară pentru tine, pentru că tu ești un actor de săvârșit. Mama, a început cu perioța, de ce ceva greu? Băi, eu te-am văzut pe tine recitând poezii în fața tovarășului, în fața tovarășeire. Chiar tu ai mâncat ceva azi? Vrei un cap în gură? Nu. Ia-te la lanțuri, ia-te la ceasuri, la tot. L-am văzut pe rețelele de socializare pe prietenul meu, Duban, recitând foarte frumos. Aia nu era recitare, tovarăși, mă. Nu era recitare. Stimată, vă prezentăm noi! Băi, ce magician ești tu care dă mănușe de dreapta, mi-o pune în stânga, mă. Și noi suntem aici. Hai, mă, că ți-am dat-o bine. Nu, mi-ai dat pentru stânga. Păi, da. Și că e stânga. Fii atent, îți fac ție o magie. Asta e stânga, asta e dreapta. Le amestecăm. Și mie care e stânga, care e dreapta? Uite, sunt două de stânga, mă.
Da, mă, două de stânga. Da, dați-mi și mie omul, nu știu, de dreapta sau bagă și pe asta aici, ca să te încurc mai mult. Ați jucat odată Mima, să vă spun despre ce este vorba. Da. Mima asta, jocul ăsta se numește Mima, dar cu mănuși de box. El fiind un actor desăvârșit, o să mimeze cuvântul pe care va vedea pe spate, pe ecran. Pe spatele tău. Nu vedeți ecranul. Vă uitați la el. Tu încerci. Stai cu spatele. Stai, mă, omule, lasă-mă. Ce, ți-am dat la vaccin? Lasă-mă, te rog. Ți-am dat la vaccin. Mai du bani, termină-te. Deci, bagă mâna pe aici, bagă mâna pe aici. Cum o să ai două de stânga, mă? De dreapta, parcă. Și noi suntem o echipă, da? Adică noi formăm... Ți-a dat alta, dar de... Oi, da, păi... Nu v-ați zis la început că sunteți o echipă? Ba da, dar noi două aici. Da, asta și mănușile sunt roșii. Da, gata, sunteți pregătiți? Hai să vedem, vreau să... Nu, trebuie să ghiciți cât mai multe cuvinte. Cuvânt, e un cuvânt? Nu, dar 10 cuvinte. Ok, dar nu e frază, e un cuvânt. Un cuvânt, da, 5 cuvinte. Ok, am luat-o foarte în serios. Minim 5 cuvinte. 3, 2, 1, începem! Ce să încep, că nu știu cuvântul. 60 de secunde! Hai! Hai că e simplu. Ai desfăcut ceva. Ce a desfăcut? Conservă. Citește ce? Carte. Ziar. A citit ziar. Primul cuvânt. Bine. Următorul cuvânt. Hai, următorul. Mai oprește 5 cuvinte într-un minut. Artificii. Bravo, artificii, al doilea cuvânt. Hai. 39 de secunde. Tu? Țâțe. Sâni. Femeie. Ce se pune? Te-ai acoperit. Ce se pune pe... Sutien. Bravo! Lasă-ți alește, ai 30 de secunde. Hai. Cămașa, te-ai dat-o jos. Te dezbraci și haină. De ce pune? Cui, cuier. Cu umeraș. Gata, a zis. Bine! Câte sunt, mă? Hai, zi. Umeraș, mai ai cuvânt, 15 secunde. Desfaci sticla șovei? Polonic. Bravo! Bine! Bine! Mai departe, zi, că mai avem 7 secunde. Hai. 6 secunde. De-aia care sufli și... Valoare de săpun! Nu! Floare de-aia care sufli și... Păpădie! Bravo! Bine! Foarte tare! Nu mă pleacă de aici! Din aia care sufli, cum ești copil! Lasă-mă, îmbrățișez cu fetele! S-a terminat timpul, dragi! Bine! Felicitări, mergeți la locurile voastre! 6 din 6, da? Ce echipă! Ai scrat timpul, 5 ați avut! Hai, nu există! S-a făcut pi! Nu s-a făcut nici un pi! Am făcut înainte de emisiunea asta ce ai zis tu, pi! Măi, omule, eu zic sincer acum! Nu mai zice! Mergem mai departe, nu te supăra, frate! Dar e bine! Ce înseamnă asta? Ia vino! Explică-mi ce înseamnă asta, că n-am înțeles. Înseamnă, ei trebuiau să ghicească minim 5 cuvinte. Da. Și au ghicit 6. Așa. Deci ei vor merge mai departe fix cât au dat cu zarul. Nu te supăra. Da, e jocul lui. E nouă și hai, la. Tu mi-ai rupt inima-n două, la. Tu mi-o rupe, tu mi-o coase. Ce-o zis, Răzvan? Să fii cu mintea. Bage, bine ai venit pe la noi. Mă bucur tare mult să te văd. Te-am văzut și din dimineața asta, te-am văzut și acum, te văd. Să nu mă vezi și de seară în pat, ai grijă. Și nu-mi închipui viața fără tine. Să-ți explic despre ce este vorba în jocul ăsta. Bulina neagră, de fiecare dată la bulina neagră sunt jocuri foarte grele. Deci trebuie să aleg quizul? Trebuia să alegi quizul, acum... E târziu, Bage, dacă ar fi fost alegi quizul, te-aș fi trimis la joc. Era greu și la mine. Vino lângă mine, te rog. Da. Pe LED-ul acela o să apară foarte repede o imagine, după care dispare. Trebuie să ai memorie vizuală și să faci acel desen fără să ridici pixul de pe tablă, markerul ăsta, fără să ridici și fără să dublezi linia. Ai voie să intersectezi, adică dacă faci un șoarece, de exemplu, ai voie să treacă așa, dar n-ai voie să o dublezi, adică să treacă pe aici, bine? Asta e șoarece. Am încercat și eu. Șoarece, dacă ăsta e șoarece, poți să fac orice șoarece. Păi, dar zic că e foarte greu, omule. Uită-te pe ecran, ești pregătit? Da. 3, 2, 1, start! L-ai văzut, da? Da. Haide, desenează. Ai la dispoziție 45 de secunde. 45 de secunde să faci acel desen.
30 de secunde. Felicitări, Bage. Aici s-o zice, aici e gura. Hai, Bage, trebuie să iei linia de aici. Ce zic eu? A ridicat, aici gata. Ce m-am oprit de aici. A ridicat markerul, asta. Aici era piciorul înapoi, ăsta din față, m-ar suflu, aici ai capul. Știu, dar ai terminat. Trebuia cumva să-l duci de aici, să faci ochiul și nu știu ce, da? Hai să ne uităm, uite, n-avea ochi, da? Hai să am făcut capul un pic, da, i-am făcut... Nu i-ai făcut urechea, Bage. Bine că ai făcut tu codiță la șoarece. Da, dar șoarecul tău e frumos, așa? Trebuia coada, Bage. Mai lungă, da, există coada, Bage, îmi pare rău, tu mi-ești simpatic, da, asta este jocul, nu te supăra, frate. Mergi înapoi la start. Nu mă supăr deloc. Nu, cred. Haide, continuăm jocul! Nu poți să crezi. Am o șansă. Vorbesc serios? Am o șansă, Bage, n-am făcut. Am o șansă. Cum, mă? Mie mi se pare că e rău. Deci fii atent aici. De-ai tu dacă o soții tot așa cu jocurile astea, nu te mai alege nimeni când pică pe gaura neagră. Auzi, Pepe, te rog eu frumos. Sunt jocuri foarte grele. Spune-i tu lui Robert că l-aș sfătui următoarele dimineți să nu mănânce din mâna lui Nicolae. Și asta e o variantă foarte bună, să ai poftă săptămânile viitoare când mai mergi tot la neața. Să vezi tu ce șorici ai, că spune-l ție în micul dejun. Glumim, mergi la locul tău. Ia uite-mă! Rupei fâșu! Prinde avem astăzi! Avem un concurs extraordinar, incredibil, imposibil. Ia uitați, abracadabra! Ce am eu aici pentru voi, fetelor? Cine-i abracadabra, uite! Doamne, parcă Dumnezeu mi v-a scos în cale. Aseară am avut un vis, deci nu vă vine să credeți. Toată seara m-am gândit la cei care vor veni astăzi în platou. Coșmar, practic. Și am zis, Doamne, găsește-mi un sens pe acest pământ. Aoleu. Doamne, dacă Tu mi-ai dat un cerc deasupra capului, dă-mi un sau un joben. Mă, să înțeleg pentru ce sunt eu venit pe lumea asta. Și ți-a dat un joben. Eu am tot timpul întrebarea asta, să știi. Da. Așa se întâmplă cu cercurile astea. Voiam să vă introduc în joc, am da? Am înțeles. Va trebui să le găsiți un sens acestor cercuri. De exemplu, vă dau doar un exemplu pe scurt, o să-l fac pe tabla asta. Ăsta e cerc, da? Voi aveți 5. Trebuie să le găsiți la fiecare cât un sens. De exemplu, unui cerc să-l faceți ursuleț. Puteți să lucrați atât în interior, cât și în exterior. Dar să le găsiți un sens, să înțelegem noi despre ce este vorba. Ăsta este un ursuleț. Aveți 45 de secunde să le găsiți sensul acestor cercuri. 5 aveți, începem. 3, 2, 1... Așa repede! Dați drumul! Oane. 45 de secunde! Uite-vă ce frumos a făcut o oaie. Hei, hei! Ah, bravo, da. Haideți, mai face și pe afară, 30 de secunde. Mai nu numai am făcut el ăla bun. Păi care? Da, a făcut și un ceas. Bravo, mă! Bravo, mă! A făcut 20 de secunde, mai aveți la dispoziție. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Sunt cum să nu se grăbească, aici, sunt contratimp. Ați făcut fețe. Reprezintă același lucru asta. Nu! Trebuie să fie de ce? Că una e sfărată și una e... Sunt diferite. E boticoane. 5, 4, 3, prima! 2, 1, 0! Prima! Hai să vedem noi cu ochiul liber. Stai, nu vii cu roșu să corectezi? Sau? Aici cu albastru, a, ca bine, să fie diferit. Ce avem aici? E, oare ce-o fi? O oaie, a? E, pisicuță. Ăsta? Ce o fie? Ceas. Ăsta? Ok, fiecare poate să intre. Eu! M-am desenat pe mine cu părul creț, cu zâmbetul pe buze. Deci... ca prima, e tot o față. Păi da, dar ăsta este un animal și ăsta este o persoană. Ăsta e un soare! Ăsta e un soare! Spuneți-mi, se pun fețele astea, Pepe? Tu, dacă ai jucat în locul meu, le-ai pune? Practic, da, 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 că eu nu-s magician. Soarele zâmbește. Băi, un animal aici și am zis să fiu cu tine în echipă, știi? Și am făcut și un... Și ăsta? Cum nu știi? Trei cerculețe. Trei cerculețe? Da. Care reprezintă? Mașină. A, bravo, mă, bine. Siglă. Bravo. Și puteam să fac și așa. Siglă? Fac la Olimpiadă. Da. Nu, mă. Cum sunt nu? Sunt patru la asta. Mașina puteai să faci mașina mai... La mașina nu? Asta e cerculeț, mai puteai să faci un cerculeț. Dar e siglă. Să o desenez. Ultimul e tot animal. Ăsta este. A, băi, ce dar ce magie faci aici? Planetă. N-ai ce număr e asta? De ce număr de magie e asta? Aici? O față zâmbitoare. O față zâmbitoare. O față supărată. Păi tot față. Nu e... Păi și ce contează? Nu mi-ai zis că... Păi stai un pic. Ăsta? Că... Șoricel. Se vede. Șoricel. Și ăsta? Soare. Sau floare. 4, 3! 6! Înapoi! Este! 6!
înainte. Bă, dar e siglă de mașină. Și acum mi-o dai cu nu te spăra, frate, nu? Asta e joc. Asta e frumusețea jocului. Ne distrăm și mergem mai departe. Mergem înainte la Pepe. Îmi place despre tine. Senzațional, ceea ce n-ați mai văzut niciodată. Ruleta rusească. Vedea în momentele următoare. Ne-ați pus sandwich-urile pentru mâine dimineață? Hai, salut. Salut, Bage. Hai, salut. Băieții, nu, stai, te rog, ascultă-mă. Nu, vreau să-ți iau fața. Măi, lasă că ți-o iau eu după. Deci, fii atent, jocul ăsta mi se pare minunat. Da, cum? Ruleta rusească cu ouă. Cu ouă. Unul într-o parte, celălalt în alta. Aveți fiecare câte 10 pungi. Rugăminte, n-aveți voie să puneți mâna pe ele, doar când vă zic eu. Tu alegi o pungă, de exemplu. Îmi spui asta. Da, din toate sau numai din partea? Astea, tu ai 10, astea 10 sunt ale tale, astea 10 sunt ale tale. Alegi o pungă, ți-o pun aici, tu dai cu mâna în ea. După care tu, rândul tău, alegi o pungă, eu ți-o pun aici, fără să o atingi tu, dai cu mâna în ea. Dacă e wow, merge mai departe. Asta înseamnă că ai, are el 1-0. Asta înseamnă că deci, ou. Deci e bine să găsești ou sau să nu găsești ou? Nu, asta e. Să nu găsești ou. Să nu găsești. Trebuie să găsești cât mai multe pungi goale. Da. Să spargi cât mai puține ou. Sunteți pregătiți? Avem 2 minute la dispoziție să ne distrăm. Da. Nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Prima dată încep aleg tu, da? Și, deci 3, da? 2. Nu punem mâna. Dăm pe rând, da? 1 și 1. Da. 3, 2, 1, start. Direct alege în 1. Nu, alege 1, păcat. Nu, fără să pui mâna pe ea. Pardon. A pus asta, mâna da? Pe ea și a simțit. Dă-i mâna. Dar am pus oricum. Hai, apasă. Dai. Bravo. Feric, bine. Feric. Alege una. Asta. Asta. S-o dau ție în față. Atenție, s-ar putea să fie un nou. Asta e. Da? Yay! Ia spunem, pe care o alegi? Asta. Pe asta. Da, el este șef. El aici simte ouăle de la distanță. Da, da, da. Haide, lovește. Alege și se joacă tare. Alege una. Asta. Asta? Da. Hai să vedem. Bravo! Alege una. Niciuna n-are ou. Alege una. Bravo. Alege una. Asta. Pe asta? Da. Lovește! Bravo, omule! Alege una. Asta, bravo. Alege una din ale tale. Asta. Bravo, felicitări. Așa. Alege una. Bravo. Așa. Alege și una. Asta. Asta. Ai văzut că s-a mișcat. Bravo, omule! Alege și tu una. Au mai rămas. 50 de secunde! Un nou spart! Nu pot să cred! Haide, alege și tu una, te rog. Auzi? 40 de secunde. Stai așa că... timp. Hai, mă, omule! Asta. Aia, dă-i. Nu mai trage de timp, bubane, nu mai trage de timp. S-au mai rămas 2 ouă, în 4 pungi mai sunt 2 ouă. Pe care o alegi? Repede că trece timpul și trebuie să lovească și el. Asta. Lovește. Bravo, omule. Pe care o alegi? Lovește, te rog. Nu iese, bravo. Mai ai 3 pungi, mai sunt... Haide, omule, lovește, trece timpul 20 de secunde. Felicitări! Nu cred. Hai, lovește! Wow. Nu! Oh! Egalitate! Egalitate! Una, lovește, lovește! Oh! Wow! 6 secunde, lovește! Wow! Oh! Wow! Egalitate, lovește! Ce se vede? Dar o să decidă, felicitări, oameni buni, a jucat extraordinar. Se pare că în ultimele pungi, dacă puteți observa, aici este un nou și în partea asta mai rămăsese un nou. Dă-mi hârtia. Pentru că sunteți egali, zarul va decide cine va merge mai departe. A, cel care va da mai mult cu zarul va merge mai departe. Mergeți la locurile voastre, la Pepe! Nu te supăra, frate! Ăsta e jocul cu mă duc și mă întorc! Doamne, ce-mi place! Doamne, Ana, ce faci? Am venit să te văd, magicia. Hai, zi-mi. La fel de mult să te văd. Te pune bine cu el. Dacă nu ești de partea mea acum și pierd și punctele astea... Nu poți. Nu poți să le pierzi. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Tu o să fii în partea asta, o să faci un desen pe care îl vezi pe ecranul acela. Oh, da. Fără să ridici markerul de... Am înțeles. Da? Se poate? Încerc. Cât mai aproape de realitate. Te rog eu mult de tot. Te puneam să mă desenez pe mine, dar sunt prea frumos pentru desenele tale. Oh. Glumesc, nu e și gluma asta, dar las că mai încerc. Te rog, ești pregătită? Fără să ridici markerul, da? Am trebuie înțeles. Să faci desenul, să reproduci. Dacă ai ridici, dacă ai ridicat markerul, ai pierdut. 3, 2, 1, hai să vedem imaginea! Un elefant se legăna pe o pânză.
surpriză de pe Iangen. Ia uite ce frumos. Băi, n-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva. N-ai cum așa de ceva. Pu! 30 de secunde au mai rămas. Felicitări, Ana! Minunat desen! Nici mie nu putea să-mi iasă mai bine! Felicitări! Mă, să mai vii la jocuri, că mie îmi place când vii la jocuri. Da, și mie. Strâm, să ne strâm. Ana. Magii, rămâne joc? Da, dar rămâne și dau eu punctele. I-aș mai da eu de la mine ce... Ana. Noi, dar hai că mă duc, mă duc. Continuăm jocul, nu te supăra, frate! Cum să ne supărăm? Cum să ne supărăm?